Uitându-mă pe bursa locală, am observat că Banca Transilvania, care este cea mai mare bancă din România, a avut prețul în 2024 în creștere și într-o creștere accelerată. De ce a crescut prețul Băncii Transilvania? Și ar mai fi un moment bun de achiziție pentru tine în momentul de față? Te salut, Cristian Trăboiu. Sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare. Și astăzi aș vrea să discutăm în acest video despre motivele care au dus la exploderea prețului acțiunii la Banca Transilvania și dacă ar mai fi un moment bun de achiziție astăzi pentru tine. Însă, înainte să ne apucăm de treabă, dacă îți place acest video, te rog, lasă un like și abonează-te la canal dacă ești nou pe la noi, astfel încât să mai vezi și în viitor astfel de filmulețe despre educație financiară și despre bani. Și dacă ne uităm astăzi la Banca Transilvania, observăm că prețul acțiunii este la o cotație de 24,28 de lei, adică este la un maxim istoric. Dacă ne uităm și pe graficul acțiunii, astăzi Banca Transilvania este la un maxim istoric. Și atunci, dacă este la un maxim istoric, întrebarea logică ar trebui să fie: ok, bun, dar cum s-a întâmplat să ajungă la acest maxim istoric într-o perioadă atât de scurtă de timp, mai ales în zona asta a sărbătorilor? Păi dacă ne uităm aici în zona știrilor, observăm că Banca Transilvania a avut o serie de răscumpărări a propriilor acțiuni, adică în luna decembrie, Banca Transilvania și-a tot cumpărat acțiunile din piață. Adică banca a făcut o răscumpărare în valoare de 8,4 milioane de lei, o răscumpărare a propriilor acțiuni. Pe la o cotație de 22 de lei, banca a început să-și cumpere propriile acțiuni în momentul în care a crescut cererea pe acțiunile Băncii Transilvania. Ce s-a întâmplat cu prețul? Păi prețul a crescut. Da? Deci în luna decembrie prețul era undeva pe la 22 de lei. După aceste achiziții, prețul a crescut la 24 de lei. Lucru care este absolut normal. Acum, care ar trebui să fie prețul corect al Băncii Transilvania în momentul de față? Păi dacă ne uităm la ce spune o companie care se ocupă cu analiza instituțiilor din piața bursieră românească, la CompanyWood, spune în felul următor. Acest raport a fost lansat la 4 decembrie 2023, în momentul în care prețul acțiunii era 22 de lei. Această companie spune că așteptarea pentru Banca Transilvania este să ajungă la o cotație de 26 de lei, 26,7 lei. Astăzi, deja prețul a crescut la 24 de lei. Asta înseamnă că dacă cumpere astăzi, ai avea un profit de 2 lei, adică sub 10% pe un an de zile. Dacă ai un profit sub 10%, sunt șanse să nu bați piața. Tocmai din cauza asta, întrebarea este: mai este astăzi un moment bun să achiziționez Banca Transilvania, să o pun în portofoliul meu, sau ar mai trebui să aștept? Pe ca să răspundem la această întrebare, trebuie să facem o analiză tehnică. Și avem trei scenarii. Însă, înainte să ajungem la acele scenarii, aș vrea să îmi răspunzi tu la întrebarea dacă astăzi tu ești dispus să cumperi la prețul actual Banca Transilvania. Pune-mi în zona de comentarii dacă vrei să cumperi astăzi, înainte să îți arăt scenariile pe care le-am pregătit. Bun, ca de obicei, eu o să pornesc cu trendul. Vedem că avem un trend ascendent și avem și niște zone de lichiditate. Eu am ales trei zone de lichiditate importante. Și avem un scenariu 1. Scenariul cu care aș vrea să începem este acela că prețul o să scadă din acest maxim la care se află astăzi până la prima zonă de lichiditate, din care o să înceapă din nou să crească. Asta înseamnă că dacă începe de aici să crească, acest trend mare al Băncii Transilvania se va accelera și se va transforma într-un trend accelerat de creștere. Da? Deci acesta este un prim scenariu. Un scenariu 2 este un scenariu în care se ia în calcul că se va sparge prima zonă de lichiditate și prețul acțiunii va ajunge până în zona trendului și până în zona de lichiditate următoare și de aici începe să crească. Aceasta este o cotație de preț la care ai putea să cumperi și de la care să ai randamente foarte bune pe următoarea perioadă de timp, pe următorii 2, 3, 5 ani. Din această cotație de preț ai avea niște randamente foarte bune dacă ai încredere în Banca Transilvania. Iar un al treilea scenariu ar putea să fie un scenariu în care prețul va sparge nu doar primele două zone de lichiditate, ci va sparge și trendul. Și în momentul în care se va sparge trendul, atunci
poate să fie un moment de a cumpăra Banca Transilvania cu sume foarte mari de bani, pentru că prețul va fi foarte mic. Se va corecta cu mai mult de 50% prețul pe acțiune. O reducere de mai mare de 50% este o reducere foarte importantă, mai ales în cazul în care ai încredere în continuare în această companie și vrei să ții această companie pe termene lungi de timp. O astfel de corecție este o corecție semnificativă, o corecție importantă, care ar putea să-ți aducă un portofoliu, o acumulare mult mai mare decât ai face-o în condiții normale. Tocmai din cauza aceasta, vreau să iei în calcul că primul scenariu are cele mai mari șanse să se întâmple. De ce? Pentru că corecția din piață ar putea să fie o corecție destul de mică și se va transforma acest trend de creștere, se va transforma într-un trend de creștere accelerat, care deja a pornit. Deci acest trend accelerat este deja pornit, el doar s-ar respecta. Al doilea scenariu în care prețul se corectează mai mult către a doua zonă de lichiditate are șanse medii să se întâmple. De ce? Pentru că corecția este mai semnificativă decât în primul scenariu. Și atunci, dacă se va ajunge la trendul cel mare, atunci poți să cumperi cu încredere în cazul în care respinge din acel trend și din zona de lichiditate importantă. Iar scenariul numărul 3 are cele mai mici șanse să cele mai mici șanse să se întâmple, din păcate sau din fericire, chiar dacă eu sunt convins că te-ai dorit să cumperi la prețuri cât mai mici să cumperi Banca Transilvania, din ce am văzut eu pe grafic, acest scenariu numărul 3 are șanse foarte mici să se întâmple. Acest scenariu s-ar întâmpla doar în cazul în care ar apărea în piața românească sau la nivel global o criză financiară. În cazul în care se va întâmpla să apară o astfel de criză, într-adevăr, scenariul 3 se va pune în practică, altfel nu. Altfel sunt șanse foarte mici să se ajungă în punctul în care să apară corecție de 50-60% pe cea mai mare bancă din România. Tocmai din această cauză, te întreb și pe tine, în cazul în care nu ai cumpărat sau în cazul în care ai deja acțiuni la Banca Transilvania, la ce preț intenționezi să cumperi Banca Transilvania în 2024?